mult decât atât pentru faptul că după un sezon petrecut împreună, și o spun petrecut împreună, deoarece fără combatanți nici noi n-am avea așa activitate bogată sau atâtea distincții, ajungem și la un astfel de moment. Și să trecem la fapte. Campioana Ligii a 4-a, Europa Alba Iulia, are de așteptat puțin. Mai are un meci de baraj. Așa că trofeul Fair Play pentru Liga 4-a Senior se acordă echipei Viitor Unirea. Dacă există un reprezentant. Și ca să -mi fie și mai ușor, că am un vrag de diplome aici, vă mai spun un lucru. Toți premiații, deci vis-a-vis de echipe, în primul rând, vor trece la sfârșit să ridice mingile conform tabelului. 5 mingi pentru campioană, 3 pentru vicecampioană, 2 pentru locul 3, 3 pentru trofeu Fair Play, câte o minge pentru golgheteri sau jucători remarcați, așa că pot să las diplomele la final. Mulțumesc de înțelegere. Golgheterul Ligii a 4-a Seniori, David Romică, cu Priroma Brut, fost și pe la Europa Alba Iulia. Dacă este prezent, dacă nu, l-așteptăm altă dată. Locul 3. Este? Te face așteptat. Felicitări, Romică. O să primești și o minge. Da. Locul 3, Sportul Sebeș. Loc câștigat, cum s-ar spune, în urma de punctării echipei Performanța Alba Iulia. Felicitări. Locul 2, vicecampioană la Liga 4-a Senior, CSO Cugir. Felicitări, domnul Chilin. La anul, la baraj, probabil. Și așa cum am zis, campion Europa Alba Iulia, care în 20 iunie va susține jocul de baraj la Oradea pe terenul FC Bihor contra campioanei județului Cluj, Vulturii Vulturei. Mult succes! Capitanul de echipă trofeu de campioană, cereți un ajutor ca să luați tricourile și șepcile de campion. Antrenorul, da. Felicitări, baftă la baraj. Juniorii A1, care joacă în deschidere la Liga 4-a Seniori,